postulări, am sentimentul că îmi citesc sau îmi privesc modelul. În al doilea rând, există și un motiv conjunctural. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa și cred că asta ne obligă pe toți cei care credem în valorile conservatorismului anglosaxon să evaluăm moștenirea sa. Încă din ianuarie am plănuit această conferință cu prietenii de la Institutul de Studii Populare, însă nu am putut-o realiza mai devreme din vari motive. În fine, nu în ultimul rând,